Aș recomanda cu tot sufletul și cu toată inima această specializare, deoarece se studiază atât lumea tradițională, cât și lumea contemporană. Ai ocazia să înveți atât de multe tradiții și obiceiuri, chiar și să le practici. Iar dacă tu ești pasionat de tradiții populare, obiceiuri, studiezi într-un ansamblu folcloric, când sau îți dorești să afli cât mai multe despre tradiții, obicei și cultura românească, locul tău este la etnologie. În toți acești 3 ani m-am simțit ca acasă. Chiar dacă am prins și pandemia și cursuri online, pot spune că de fiecare dată la cursuri mă simțeam ca acasă, ca într-o familie. M-am bucurat că încă din primul an am putut să învăț, să încondeiez ouă, să învăț colinde vechi, să particip la obiceiuri și tradiții, cum ar fi tradițiile de nuntă, tradițiile de seceriș. Am participat și la practica de teren, unde am vorbit cu oamenii din sat. Toate acestea ne-au făcut să ne simțim ca acasă.